Așa că șata viu. Așadar, pornim la treabă. Clasa 7. Pregătire pentru test, domnule. Da, pregătire chiar și așa. Pentru teste. Pentru teste. Bun. Deci, zi tu problema. Are el o problemă? Am o problemă, 19. Da, ce pagină? Da, nu, ce pagină? Da. Prin prețul unui obiect s-a majorat cu 30%. Apoi s-a redus cu 30%. Obiectul costă, după reducere, 54,6 lei. Care a fost prețul inițial al obiectului? Deci, spunem așa. Notăm cu X prețul obiectului. Tudor, nu zic, zici el, zicem noi, da, de da. Tudor, te rog. Dar ce ar trebui să fi dat în ipoteză? Ar trebui să fi dat așa. Bun. Am notat cu X că asta este necunoscută, asta se cere. Deci, acum a citit odată, domn profesor. Gata, asta fac. Prețul s-a majorat cu 30%. Plus 30% ori X. Deci, noul preț, după majorare, da? După majorare, zice el că ar fi fostul preț plus 30% care s-a adăugat. Adică tu ai altă idee. X plus 30 supra 100 ori X. Dar de ce nu a spus el așa? Asta a spus. Da? Păi asta a spus. A, X nu, nu, asta, atenție. Atenție. Intervii dacă ai, dacă el a greșit ceva și nu ești de acord. Deci vechiul preț X, X da. S-a majorat cu 30%. Majorat înseamnă plus. S-a adăugat. Majorat înseamnă plus, normal. Da. S-a adăugat majorat. prețul adică, e 30. Și micșorat atunci ce înseamnă, Miruna? Majorat. Majorat. Ce crezi că înseamnă? Majorat. Dacă micșorat, micșorat înseamnă minus, majorat înseamnă plus. Da. Cu 30 pe 100 din X. Uite așa, Tudor. Așa. Și spunem prețul după majorare. Săgeată este prețul după majorare. Asupra acestui preț pe care mai putem lucra acolo. Bine, 30 pe, să lucrăm un pic, să mai finisăm. Simplificăm. Simplificăm. Simplificăm, da? Da. Așa? 0. Și zicem 3 pe 10. X plus 3 pe 10. Echivalent cu? X plus 3 pe 10. Vorbește. 3 pe 10. X. Ori X. Egal mai departe? Mai putem lucra? Aducem același numitor sau ce să facem? Sigur că da. Putem aduce sau putem scoate pe X în factor. Sau scoatem pe X în factor, cum vrei. Amplificăm. Amplificăm X cu 10. Corect. Da. Vom avea 13x supra 10 plus 13. 10x plus 3x supra 10, adică 13x pe 10. Corect. Este 13x pe 10, este noul preț. Nu ți-e clar. Unde e clar? Ceva nu e clar. Hai să vedem. Deci cum e egal atunci? Facem așa cum zici tu. Zi tu, Tudor. Este egal cu cât? 13x supra 10 plus... 13. Păi de ce plus, mă? Păi de unde ai ieșit 13? Păi aici 10 ori X. Fac 10X. 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 Plus 3X. 3X. Totul supra 10. 13. Din adunarea asta ieși 13. 10 plus 3 dă 13. 10X. Supra 10. Deci ăsta este noul preț. Majorat. Majorat. Da. 13X pe 10. Bun. Acestuia da. Îi se face o reducere cu 30%. Cum scriu asta? 13x supra 10 minus 3, cât? Cu 30%? 30 supra 100. Cu 30 supra 100 din cine? Din X. Din nu din X. Din el. Din 13x. Din el. Din el. Din ăsta care e cu 13x pe 10. Ai înțeles, Tudor? Da. Deci dacă ăsta e prețul, cum a fost sus inițial? Era X. Din el, vezi? X, acela am adăugat 30% din cât era. Acum din 30% din cât este reducerea. Aici scriu prețul după micșorare reducere. Sau reducere, da. Da? Da, prețul după reducere.
Bun. Să-l prelucrăm, că nu-mi place mare. Simplificăm 0 de la 10 cu 30. Și... Echivalent. Echivalent cu... 13x supra 10 minus 3 supra 3 ori 13x, adică 3 ori 13 cât? 39x supra 100. Ce mai lucrăm? Aducem la același numitor, am primit 10. Da. Și ăsta am numitor comun 100, da? 100, da. Da. 130x. 130x minus 39x. 91x. Ăsta este noul preț după ce a fost majorat. Ăla x a fost majorat. Da. Nu, vreau să spun, x-ul acela care a fost dat inițial a fost majorat cu 30%, am ajuns la un preț. Am ajuns la 13x supra 10. I-am aplicat o scădere cu 30%. Și am ajuns la 91 pe 100x. 91 pe 100, da. Și acest preț este egal acum, la etapa asta, cu... Deci valoarea prețului este... Nu știu unde am văzut-o eu. Deci 91x pe 100, așa era problema. 13... 91... x pe 100 egal cu 54,6 lei. 54,6 lei. Cum ai scris asta, Tudor? Care a fost, câte a fost x-ul? X egal cu un semn de întrebare. Păi, produs, aici ce facem? Produsul mergilor... Egal cu produsul femeilor. Suntem 90, echivalent cu 91x egal cu cât? 91x egal cu... Ăsta ori ăsta. Ori 1. Ori 1. Egal cu ăsta ori ăsta. Și atunci 91x va fi egal cu? Egal cu... Când înmulțim cu 100? 0. Nu. Nu. Să duci încoace? La împărțire se întâmplă așa. E da? Mai puțin. Dar 5460. Corect. Și atunci x egal cu 5460 supra 91. Da. Da? Și egal cu, mi-am mai făcut? Da. Cât? Dar trebuie să facem împărțirea. Hai să facem împărțirea. 5460. Ca să merge mai repede. 91 trebuia făcut. Da. Aici? Din câte ori? 91. De 6 ori? 6 ori. 7 ori 1, 6. 54 per sec. 0. X egal cu 60. Dar cine e X? X este prețul obiectului de la început. Ai înțeles, Tudor? Deci prețul obiectului la început. Iată, aici, prin problema asta, autorul a verificat foarte multe chestii. Anume, ce înseamnă că s-a majorat? O primă problemă. Prețul s-a majorat. Li s-a adăugat. Cu 30%. A vrut să vadă ce înseamnă 30% dintr-un număr. 30% dintr-un număr, 30% din X-ul acela, cu asta se majorează, s-a ajuns la un preț. Trebuia prelucrat. Forma finală era 13x pe 10. Lui se face o scădere. Lui se face o scădere din cine? Din prețul ăsta. Din 13x pe 10, 30 pe 100. Din el? Din el. Aici, aici ați fi făcut, ați fi rămas locați. Nu prea. Da? Am lucrat așa. Ați lucrat așa, deci din el. Da. Și acum a lucrat până la final. Înțelegem că... Noul preț, după manevra asta făcută, crește, scade, ajată 91x pe 100. Și acum e egal cu asta. De acum e calcul. Deci, calculul algebric acela care l-am făcut noi până acum, nu e la întâmplare când rezolvăm câte o ecuație. Ecuația aceea poate să fie, să spunem, să reprezintă o chestiune faptică, o situație concretă, din practică. Cum a fost problema și asta. Acum, ea s-a redus la o ecuație banală, când am aflat pe X, am ajuns la ce ajutor am găsit și X-ul am găsit 60, iată... Și eu mai vreau să le mai atrag atenția, domn profesor, că majorarea era de 30%, dar și scăderea a fost tot de 30%. Da. Să nu cadă în capcană, să creadă că se anulează. Păi e o greșeală. Dovadă că la noi aici... Vedeți? Să nu crede, băi, băi, o s-o crescut cu 30, a scăzut cu 30, a înseamnă că e același preț. Nici vorbă. Nici vorbă. Nici vorbă. Exact, iată. Asta. Nu a dat X simplu aici, ci 91 pe 100 din exact. X.
și o anumită parte din X. Practic, prețul prin creștere-scădere, cât a ajuns el? A fost 54,6. Pe când de ăla inițial a fost 60. O dovadă în plus a faptului că manevra făcută crește-scade, ce s-a întâmplat? A afectat prețul de la început. Dar dacă zice că concomitent se reduce cu pe la sută, cu 5%, atunci pot să fac X minus pe la sută minus, din X minus. Da, dar nu... Dacă zice concomitent? Nu, pentru că rezultatul e același, lui se aplică procentul acela. Chiar concomitent dacă se face. Dar dacă după ce după ce am găsit răspunsul, îi se aplică, dar nu se face, nu se înțelege că e 30% plus 30%. Nu aici. La altă problemă, la dacă s-ar da așa. Că concomitent îi se face o reducere în două tranșe. Păi dacă îi se face o reducere în două tranșe cu același procent, cu același procent, da. Tocmai aici este dovada. Aici e dovada. Clar că suferă prețul categoric. Chiar dacă e reducere în două tranșe. Sigur că da. Păi în două tranșe am făcut-o noi aici. Aici e creștere și reducere. Tot așa de bine la creștere. Dacă am două, ar fi creștere. Da? Dacă am două, ar fi creștere. Atenție că trebuie văzut cu 30% la care mă dă încă 30% la vechiul preț care l-am văzut. Este dobândă la dobândă. Da? Este o șmecherie. Nu se înțelege că 30% și 30% fac 60% asupra prețului respectiv. Da? Deci da. În etapele acelea trebuie văzută chestia asta. Da. Mi-am adus aminte de o problemă lucrată în clasă, da. În clasă de ei, așa era, concomitent și s-a scris minus. Deci, ai caietul ca să văd problema respectivă. Vreau să mă lămurească, domn profesor, din una. Unde caietul meu? Haide, o să vedem altă dată, că pierdem timpul. Să vedem o altă problemă. Putem să facem niște ecuații? Faceți niște ecuații repede. Dai tu sau... Dar zi tu. Zi tu. Dar nu mai vreți să faceți probleme din astea? Da, și să pierzi boli? Da. Vrei întâi ecuații? Ți-i frică? Da. Ce ai? Uite mai... Dar ecuații ne curcăm. Păi nu știu de ce vă puteți încurca, dar haideți să încerc. Voi propuneți... Eu speriat, domn profesor. Eu speriat cu două teste unul după altul și de-aia. Au senzația că nu mai știu unde. Runa chiar că a început să plângă. A început să plângă, știu. 3x minus 1 totul pe 4. 3x minus 1 supra 4. Minus linie fracție 2x minus 3 totul pe 6. Egal cu 11 pe 12. 11 pe 12. Și aici vreau să conducă tu Adi, te rog. Așa, amplificăm pe ăsta, facem cel mai mic numitor comun și vedem că este 12. Pe prima amplificăm cu 3 și a doua cu 2. Așa, și facem 3 pe lângă 3x minus 1 minus 2 pe lângă 2x minus 3. Nu mai punem numitorul că e același, egal cu 11. Și acum desfacem paranteza. 9x minus 3 minus 4 plus 6. 4x. Ce? Ai zis minus 4, eu nu pot să pun minus 4. Am minus 4x. Minus 4x, da. Plus 6. Plus 6. Egal cu 11. Corect. Trecem necunoscut, trecem... Hai întâi să facem x-ul. Da. Hai, Adi, mai repede. Da. 9x minus 4x, 5x, da? Egal cu... Și acum trecem. 11 rămâne, că e da. Egal. Plus 3, minus 6. Corect. Vezi? Că dacă și scriem, lucrăm. 5x egal cu... 2. Nu sunt de acord. 11 plus 3 cât fac? Adi, uite că e aici. 14 minus 6 cât fac? 8. Păi, tu crești tot una cu 2? 5 egal cu 8 pe 5. Mi-a dat așa? Da. Din prima? Următoarea ecuație.
Fără X? Am dat X. Cine o lucrează, domnul profesor? Eruna? Hai scriem. Paranteză pătrată, 2 în 3 și 1 pe 3 din X. Minus 0, perioadă 3. Asta mi se pare foarte interesant. 7x pe 3. Deschid paranteză pătrată, deschid paranteză rotundă. Deschid paranteză pătrată, deschid paranteză rotundă. 7x pe 3. Da. Minus 3 pe 9. Da. Deschid paranteză rotundă. Da. Ori 3 pe 5. Minus 1 pe 2. Închidem paranteză pătrată. Ori 1 pe 2. Ori 2 pe 1. Egal cu 5. Deschidem paranteză pătrată. Amplificăm 7x pe 3 cu 3 și vom avea 21x minus 3 pe 21. Deci deschidem paranteză rotundă. Dar trebuie acolo simplificarea. 39 prin 3. Putem. Tot era 1 pe 3. Da. Așa, bun. 1 pe 3. Deci 7x minus 1. Deschidem paranteză rotundă. Da. 7x minus 1 pe 3. Ori 3 pe 5. Minus 1 pe 2, încheiem paranteză rotundă, ori 1 pe 2, ori 2 pe 1, egal cu 5. Ei, da, uite. Știu, mamă, dar nu mai scriu o dată. Așa, deci, și avem 7x, deschidem paranteză rotundă, 7x minus 1 pe 5, minus 1 pe 2, încheiem paranteză rotundă, ori egal cu 5. Amplificăm prima fracție cu 2 și a doua cu 5, și o arată 14x minus 2 pe 5, minus 5 pe 2. Și pe asta nu? Egal cu 5. Și pe aia amplificăm cu 10. Da, ca să elimin numitor. Dar le elimin? Tu văd că nu le-ai eliminat. Ei, vezi greșit, că am eliminat acum. Deci avem așa, pari scrii numitor. Echivalent. Tot timpul echivalent scrii, mai nici, da? Aici, pentru că e o egalitate. Da, 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 da. Echivalent. Deci avem 14x minus 2. Da. Minus 5, da. Egal cu 50. Și vom avea că 14x minus 7 egal cu 50. Adică 14 egal cu 43. Adică x egal cu... Păi aveai 14x minus 7? Da, egal cu 50. Da. Și 14x este egal cu? X egal cu 57. Ah. Și x este egal cu 57 pe 14. Adică cu... Cu siguranță nu sunt parte. 57 este număr prim. Și gata, ne-am oprit. Aici e 2 ori 7. Dacă nu există divizor al lui numărul de sub nici pe 2, nici pe 7... Ce nu stăpânești? Nu, nu sunt problemele care au 14x minus 2, minus 3, egal cu 13x, alea cu... Dar se treacă dintr-o parte în alta, e acolo. Uite, uite acum, să vezi acum. Cine lucrează cu asta? Anca. Îl scriem, toți. 2x minus 1 pe 2, copii. Minus 5 minus 3x supra 4. Am văzut că a venit unul greu. Succes! E greu. Dacă suntem atenți, nu avem nicio șansă. Nu avem nicio șansă rezolvă. nu greșim. Ai scris am tot egal cu 5. Hai să facem un plan de lucru, discuții eu. Da. Miruna, ce ai zis, frate? Să putem o discuție, noi de neapcă. Unde? În paranteza dreaptă de acolo, da? Rotundă. Da. Da. Deci a scrie un numitor, întâi a spune limbii fracte și a spune partea de sus, nu? 4. Tot ce înseamnă acolo ați face. Da. Jos ce ați face? Jos aș amplifica 1 ăla cu 2. Deci aici la 1 cu 2 ar face 3 pe 2. Așa. Apoi ar face 2x minus 1 ori 2 pe 3. Ori 2 pe 3 când mulțim prima cu a doua inversată, te faci fac și împărțirea de aici. Adică să luăm fiecare, să lucrăm separat? Nu, mergem simultan. Mergem simultan că așa există riscul uneori să pierdem o bucată, nu mai întoarce înapoi. Nu-mi place stilul ăsta. Cred că la clasă tot așa lucrează. Bucata de la un cap la cealaltul, da? Da, luăm câte o bucată și descriem acolo. Luați câte o bucată și o rezolvați? Da. Bun. Ba, nu. Ei, haideți, mergem cu totul. Eu așa am
gata, așa vă obișnuiesc. Echivalentul. Lucrați dumneavoastră. Nu, pe tine, eu mai gândesc la altă chestie. Și atunci îl scriu acolo, dacă vă gândiți, sau îl scriu aici? Îl scriu aici. Hai, Ancuța. Hai, spune-mi linia asta de fracție atunci, dacă mergem cu totul. O altă linie, pentru că faci operația de sus. Exact. Și o să mai pun o altă linie. Și pui numitorul comun AK. Cât ai zis? 4, Ancuța, da? Da. Și atunci asta înseamnă că pe ăsta cu cât? Cu 4. Cu 4. Pe ăsta cu? Cu 2. Și ăla? Și o să avem sus. 8x minus 2. Nu sufla, Adi, te rog. Minus 2. Aici sunt. Deci ai zis minus 5, 2, minus... Minus 5 și minus 3x. Atenție, Ancuța. Minus 5, minus 3x. Deci minusul din fața frații, din fața frații, uite-l aici. Mm-hmm. Și cu minusul de aici, îi schimbă semnul. Păi tu ai văzut, dar ai greșeală. Ai zis minus 5, minus 3x. Minusul din fața liniei de frații. Motivul, copii, e minus 1. Și minus 1 se folosește cu 5, face minus 5. Minus 1 ori minus 3 fac plus 3. Plus 3x. Plus 3x. Ai ratat greșeală. De la început. Deci așa greșeală nu trebuie să mai faci niciodată. Și când spun ție, spun tuturor celor care vreți. Minus în fața liniei de fracție. Dar ăsta e motivul pentru care schimbă, ca să ne înțelegem. Da. E minus 1, ca să-l priviți. E vorba de minus 1. Ori 5. Minus 1 ori 5 face minus 5. Minus 1 ori minus 3 fac plus 3. Plus 3x. Da? Când vreți plus să 3. Facem același numitor aici. Asta a fost capcana. Deci eu am întins capcana și puteam zic 3x minus 5. Dar tot așa și efect era. Minusul acel trebuia să afecteze peste tot. Cer bunul ăsta ca să se vadă clar exercițiul. Și acum am putea asta fac împărțit la 2. Sau ori 1 pe 2. Ori 1 pe 2, da. Nu este de nevoie să mai punem paranteza, pentru că rolul paranteza îl preia fracția. Corect. Da? Toată fracția asta. Deci putem să nu mai punem. Așa este. Da. Tot timpul. Totul supra. 1 plus. 1 plus. 2x minus 1 și îl amplificăm pe 1 de la numitor cu 2 și avem 1 plus 3 pe 2. 2. Da, 3 pe 2. 3 pe 2. Egal cu 5. 5. Echivalent cu... Da. Îți dau voi până aici. Hai să facem așa, da. Aici, copii. Trecem... Ce să trecem? Iubita, hai să facem aici. 8x cu 3x. Termeni asemenea. 8x cu 3x. 11x. 11x și aici, Anca? Tace! Minus 2 cu minus 5, Ancuța. Ei au amândouă ori. Nu este ori între ei. Minus 2 cu minus 5. Sunt prieteni. Sunt prieteni. Îi adunăm și le dăm semnul lor comun. Minus 7. Minus 7. Trânțe. Dacă ar fi 2 plus 2 plus 5, ar face plus 7. Cum știai dinainte, dar minus 2 minus 5, egal cu minus 7. Anca, trebuie să-ți pui la punct să înțelegi foarte bine asta. Uite, aici este 0. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Deci minus 5 ăsta, și la care mai pun încă 2. Atenție, Anca, pentru tine vorbești, pentru toți prietenii noștri. Încă minus 2. Nu zic plus 2. Nu-i pun în partea asta, ca să-i muși de aici. Ci pun tot în stânga, tot negativ sunt. Atunci câți de ăștia am făcut dacă mai pun minus 2? Încă 1 și încă 1. Minus 7 sunt. În total am făcut minus 7 segmente. Deci am făcut minus 2, cer de-o profesor făcea, minus 2 minus 5 este egal cu minus 7 și minus 2 ori minus 5 la mulțire este egal cu plus 2 ori 50. Da. Deci noi la mulțire se la adunare sunt prieteni, ne adunăm, da? Dar la mulțire și împărțire, când am același semn, dă plus. Da. Ori dacă sunt plus, amândoi plus, ori dacă sunt minus, amândoi tot plus. Tot plus. Iar dacă unul e așa și unul e așa la mulțire, fac minus. Asta la mulțire sau la împărțire, dar la adunare sau la scădere, așa. La adunare sau la scădere, că unul e așa, unul e așa, din cel mare, stabilim semnul, ăla e mai puternic, exact cum s-ar luat doi copii la bătaie, adică la bătaie. Adică minus 2 plus 5, domn profesor. Da? Nu? Minus 2 plus 5. Plus 5. Care e mai mare? Plus 3. Deci face rezultatul 3. Plus îl pun pentru că domine asta și pune 3, da?
A, dintre cei doi, dominant este ăsta cu plus, îi pun semnul lui și fac căderea. 5 minus 2 egal cu 3. E clar pentru toată lumea? Da. Nu aveți voie la semne să fie... O să șterg aici, da. Așa, și aici, Ancuța. Deci cât o să dea aici? 8x plus 3x, 11x. Și aici? Minus 7. Corect. 11x minus 7. Supra? Supra 1... Supra 4. Supra 4. Dar uite, ăsta, 11x minus 7 ori 1, va da tot 11x minus 7. Și 4 ori 2, ca să mergem un pic mai repede. 8. Supra 8. Totul supra. Acum suntem aici. 1 plus 2. 1 plus. O să avem 2x minus 1. Supra 2. Ori? Ori 2 pe 3. Ori 2 pe 3. Deci 2x minus 1. Asta de numărătorul. Ori? Asta e inversat. Ori 2 pe 3. Și cât o să dea? 1 plus. Supra 1 plus. Cât o să dea? Ia uite. Vrei să scriu asta? 1x. Ah. Uite, deci, Anca, am ajuns așa la 2x minus 1 ori 2 pe 3. Mă dau cu 5. 4x. Las-o, las-o pe ea. E 2x minus 1, 2x minus 1 pe 1. Poți să vezi așa. Și cum se urzesc două fracții? Numărătorii între ei și numitorii între ei. Și ce vale? O să scriu aici iară. 11x. 11x minus 7 supra 8 și jos. Numitorul ăsta ca 1 ori 3 e 3. 3. Înseamnă că pe asta trebuie să-l înmulțesc cu cât? Cu 3. Cu 3. Și acum pot să-mi permit să pun numitorul 3 și o să am ce sus? 3. 3 ori 1, 3, 3, plus. Plus. Și aici acum. 2 ăsta îi se duce cu ăsta, 2 ăsta și cu ăsta. 4x, am mai minus. E minus aici, am 2 ori 1. Adică 2 ori 1? 2. Nu, aici nu e clar ei. Dar distributivitatea. Da. Deci ce înseamnă distributivitatea? Ăsta se mulțește cu toți cei care se împărăteze, cu tot grupul. Da. Când zicem 5 pe lângă 3 plus 4, înseamnă 5 ori 3 plus 5 ori 4. Și deci, chestia care stă în clasa a 3-a. Da? Și asta este egal cu 5. Și acum lucrăm. Ia uitați ce frumos a devenit. Mm-hmm. Irna, ce nu ți era clar? Aici. 3 plus 4 plus 2 plus 3, corect. Deci 11x minus 7 totul pe 8 e echivalent. Echivalent cu 11x minus 7. Ce facem acum în cuta? Pe 8. Da? Ori. Asta e inversată, nu? Da. Ori 3 pe... Ori 3, supra, hai să facem aici. 4x, nu? 4x, că nu mai sunt al de x. Nu mai sunt al de x. Și avem 3 minus 2? 4x. Plus 1 sau minus 1? Plus. Plus 1, dar trebuie să fii sigur. Egal cu? Egal cu 5. Egal cu 5. Da? Și acum? Cum se mulțesc două fracții? Numărătorii între ei și toate trei. Deci zicem 11x minus 7, totul e mulțit cu 3. Echivalent cu? 11. Sau 3 pe lângă 11x minus 7, e aceeași chestie, domnul. Da, 3 pe lângă x. Totul supra. Totul 8 supra, pe lângă. 8 pe lângă 4x plus 1, egal cu 5. Și acum? Gata, faci, desfacem parantezele acolo, hai. Hai, cine hai, vrea să ne aibă repede, nu tu. Acum, lasă-o pe Ancuța pe aici. Să te duci până la capăt. 33x. 33x, da? Minus 3, 7, 21. Minus 21, da? Supra 8 ori 4, 32. 3. X. Plus cât? Plus 8. Egal cu? 5. 5. Și acum cum se fac? Produsul mesiului egal cu plus 5, vrei? Da. Adică putem să-l prindem aici pe 5 supra 1, ca să da. Și facem. Ăsta ori ăsta egal cu ăsta ori ăsta. Și o să avem 33x minus 21 ori 1 este egal cu 5 pe lângă 32x plus 8.
și echivalent bun. 33x minus 21 rămâne 33x minus 21, că e ori 1. Da? Este egal cu, aici mulțim, 5 ori 32. Haideți că iar o să zică părinții și cine ne urmăresc că vorbesc eu în loc de voi. Hai! Clasa 7-a, haideți! 160. 160 ce? X. 160 X plus 5 ori 8? Plus 40. 40. Și acum? Acum să te văd, Miruna. Uite, acum ești aici unde vrei tu. 3X minus 160X. 23X. 33x. Așa vrei, da? Da, 33x minus 160x. Deci duci termenii cu x în partea stângă și termeni liberi în partea dreaptă. Ăsta rămâne aici. Nu, minus 40. Plus. El rămâne la locul lui. Nu-i schimb semnul. Mama, dacă nu-l muți dintr-un loc în altul, nu-i schimb semnul. El a rămas acolo. E 40. A rămas. Are semnul plus. Și ăsta, ăsta îl trecem în partea cealaltă. Plus 21. Deci aici nu ți-i clar ție și să știi că greșești. Deci dacă el rămâne la locul lui, de ce vrei să-i schimbi semnul? Pentru că trebuie să lucrăm în trezitate. Am uitat. Bine, hai, facem aici. 127x. 127x, toată lumea de acord? Da. Minus 127x. Păi nu-i tot una, băiate. 127x cu minus. A, da, că eu păi, minus, ăsta e mai puternic, tocmai ce vă zicea domn profesor. Unul e cu plus, unul e cu minus. Care e mai mare? Ăsta. Atunci îi păstrăm semnul lui, că e mai puternic și îi scădem. 127x minus 127x este egal cu? 61. 61. Și x este egal cu? Acuza. 61 pe 100. Nu, minus, rămâne. Minus 61 pe 127. 7, hai să vedem. Ce ne conduce? Păi o să conducă Adi. Că n-a condus. Eu? Da. Uite, exercițiul e sus acolo. Scrieți-l. Scrieți exercițiul. Da, la ori? Da, 7 minute. Iar eu conduc. Nu iar tu, că tu n-ai condus deloc, Adi. Bă, da. Nu, acum tu conduci și nu comenta. Cu 5, uite aici, acum vi-l scriu eu, domnul profesor, l-a scris mai mic și acum vi-l scriu mai mare. Deci minus 3x plus 5. Uitați, minus 3x plus 5. Da. Ori. Egal cu 5. Ori. 7 minus 9 a dat domnul profesor aici, da? Da. 7 minus 9 supra 3? Da. 7 minus 9 supra 3. Minus 1 pe 5. Minus 1 supra 5. Ori 2x plus 1. Ori 2x plus 1 supra 4. 4. Egal cu 5. Este egal cu 5. Așa vi l-a dat domnul profesor. Haideți să lucrăm. Mm-hmm. Vă zic eu? Nu, Adi. Adi-o-ți-o. Adi, Adi, te rog. Echivalent cu minus 3x plus 5 ori minus 2 pe 3 minus 1, abanu, minus 2x plus 1 supra 20. Unde ești? Deci ai zis minus 3x plus 5 ori minus 2 pe 3, da, minus, minus 2 pe 5, dar nu, dar e 2x plus, nu, 2x minus 1 supra 20. Plus 1. Deci mai Adi. Păi... Adi. Deja avem 1 ori ăsta, da? Păi da, și 2x plus 1. 2x plus 1. Da, zici bine. Ai zis minus 1. Da, pe care te-am spus bine? Bun. Supra 20. Supra 20. Da, păi. Egal cu 5. Egal cu 5. Și acum? Echivalent cu... Echivalent cu... Aici ați privat. 6x minus 10? Deci, pe ăsta, 3? Deci copii, uitați, aici minus 2 pe 3 ori minus 3x. E plus. O să fie plus, sigur. Sigur. Și acum 2 ori 3x. 6x. 6x pe, pe 3. Minus 10 pe 3. Și acum minus 2 pe 3 minus 2 pe 3 ori 5. 10 pe 3. Minus, vedeți? Uh-huh. Minus 10 supra 3. Da? Mm-hmm. Și minus 2x plus 1. Și minus 2x plus 1 supra 20 egal cu 5. Egal cu 5. Să găsim numitorul comun. 60. 60, da. Da. Și atunci?
Păi pe prima amplificăm cu 20. Da. După aia cu 20. Da. Și după aia cu 3. Și ultima cu 60. Pe asta cu 3 și pe asta cu 60, da? Da. Ok. Așa. Și avem așa. 120x. 120x, da. Minus 210. 200. 20 ori 10. 200. Minus 200. Minus 6x. Minus 6x, corect. Da. Minus, nu, minus 6x plus 3. Nu sunt de acord. Ce? 120x minus 200 minus 6x minus 3. Minus 3, corect. Aceeași problemă aveți. Da. Minusul din fața de acum acolo afectează. Da? Da, deci, egal cu... Ca să fie clar, pentru toată lumea insistăm la momentul ăsta de nou. Deci cum îl afectează pe 2x ăsta de zis minus 6, tot atât de bine și pe ăsta de aici. Cum ăsta e cu plus și ăsta e tot cu plus, minus 3 ori 2 minus 6 și minus 3 ori 1 face minus 3. Corect, egal cu... Foarte important. Ce frumos acum egal cu... 300. Bun. Bun, separăm termenii, dar mai întâi să facem scăderea. Și dă 100... Hai cu x să da. 120x minus 6x. 114x. 114x, da. 114. Este egal cu... Ăsta rămâne la locul lui. Da, normal. Și 300. Uite, Mirona, unde ești? Nu știu. 200 plus 3. Corect. 200 plus 3. Adică 114x egal cu 503. Și aici are probleme. Așa spuneți. Exact, aici. Așa spuneți. Egal cu 503. X egal cu? X egal cu 53 supra 114. Terminat. Așa. Nu înțeleg de ce nu ți este clar. Păi cu X dacă îi duci, îi scazi, îi faci. Bine, da. Aia cu, uite, 300 rămâne la locul lui, o rămas acolo, cu semnul care îl avea. Că n-a trecut în partea asta, a rămas. 6X minus 3, deci egal cu 2X minus, sau uite, uite, mai, uite, uite, mai, acum îți fac. Lucrați Miruna, să înțeleg. Da. Cu aceea Tudor, mai vezi și el un pic aproape. Da. Uite, Miruna, condu, te rog. Să scriu și eu. Scrieți un tot. Da. Te aștept așa. Vino cu la uscat. Aici e frică. Are frică asta, să o eliminăm. Da, pe el, da, la tăpa, să facem acolo. Da? Sunteți gata? Putem începe? Da. Lucrați noastră, da? Da. Hai să-i lucrați eu. 3 minus 1 supra... 3x minus 1 supra 3 pe 2. Supra 4 minus 1, 3 pe 2, zici bine, da? Totul supra 3 pe 2. Plus 4x minus 1, totul supra minus 5 pe 3. Deci e minus 5, 3 ori minus 2 minus 6 și plus 1, minus 5 pe 3. Egal cu 5 minus 3x pe 2. Minus 5 minus 3x totul pe 2. Minus 20 plus 1 minus 3x. Minus 20 plus 1 minus 3x. Minus 20, de ce minus 20? Minus 2, 5 ori 4 plus 1 minus 3x. Dar nu-i 4 întregi acolo, e 4 ori. Când nu se pune așa, se subțire de mulțiri. Deci, 4 ori. Le-ai zis 4 întregi, așa e înțeles, da, da? Ca să fiu și mai clar. Vă pune semnul, mulțit. Mulțit, ca să fie, să nu fie interpretat. Da. Da? Păi atunci, da. Nu-i 4 întregi. Da. Nu. E 4 pe lângă 1 minus 3x. Minus 4 pe lângă 1 minus 3x, să zis așa? Da. Sau 1 plus 3x? Minus 4 pe lângă 1 minus 3x. Așa, câtă vreme pe minus 4 n-a afectat pe niciunul din ei. Nu, e corect așa, că a pus paranteza. N-a desfăcut-o. El n-a desfăcut-o. I-a spus așa, minus 4 pe lângă 1 minus 3x. Dar nu putem să facem minus 4 ori 1 minus 4 plus. Da, dar n-a desfăcut paranteza. Hai, ce nu înțelegi? Asta i-am făcut din prima. Stai o secundă, nu e din prima. Faptul că rămâne 5,
și minusul acela rămâne în fața linii de fracție, tu mai schimbi încă o dată și data viitoare. Și ca să nu greșească, facem în felul ăsta. Minus 4 pe lângă 1 minus 3x, totul aici supra 5. Că tu adi, făcând 4 ori 1, 4 și plus 12x, da. Și pui supra 5. Practic minusul ăla îl păstrezi în față și afectezi cu ăsta. Încă o dată. Și data viitoare, încă o dată. Și nu ai făcut nimic. Deci, atenție multă. Asta a fost și rostul de a-mi scris așa acum. Că m-am gândit că vezi face așa. 3x minus 1 ori... Deci, de 3x minus 1 ori... Așa, în paranteză. Ori 2 pe 3. Ori 2 pe 3, corect. Plus 4x minus 1 într-o paranteză ori minus 3 pe 5. 4x minus 1 în paranteză ori... Minus 3 pe 5. Minus 3 pe 5. Egal cu 5 minus 3x pe 2. Minus da. 4 plus 12x. Deci așa scriu, da? Minus, Miruna, minus 4 plus 12x. Vine de fracție. Minus 4. Lasă așa, mă. Așa. Tocmai ce tu zici, lasă-l așa. Că atunci când ai făcut același numitor, îl afectează iară. Deci lasă-l așa. În termen de făcut treaba, atunci faci toată povestea. Deci ai minus înțeles? 4 pe lângă 1 minus 3x supra 5. Supra totul pe 5. Înțeleg? Nu desfaci pentru că încă mai ai de lucrare și când ai s-a dus același numitor și elimini numitorul, atunci desfaci. Bine. Ați înțeles? Vă dați seama. Și egal cu 6x pe 3. Echivalent. 6x minus 2 pe 3. 6x minus 2 totul supra 3. Plus minus 12x plus 4 pe 5. Minus 12x plus 3. Plus 3. A, plus 3, da. Deci minus 12x plus 3. 5. Totul supra 5. 5. Egal cu 5 minus 3x pe 2. Minus 5 4. Minus 3x totul pe 2. Este apus aici paranteza mea, da? Da. Este apus. Și atunci, da, nu o să mai pun. 5 minus 3x pe 2. Minus. Minus 4 pe lângă... 1 minus 3x pe 5. Încă 4 pe lângă 1 minus 3x. Supra 5. Pe 5. Și avem așa... De abia acum aducem la același numitor. Amplificăm, numitorul comun va fi 30. Da, așa este? Da. Amplificăm prima cu 10, a doua cu 6, a treia cu 15 și a patra cu 6. Și vom avea că 10 pe lângă 6x minus 2. Poți să mulțești deodată. 60x. 60x. Minus 20. Corect. Plus... acum ar spune. 6 ori minus 12x. 6 ori 12? 72. Minus 72. Minus 72, foarte important. Minus 72x minus 12. Minus 6 ori 3? De ce minus? De ce minus? Pentru că... Este minus în față de aici? Nu. Păi atunci de ce mulți mai sunt? Da? Deci atenție, Miruna. Mai bine scriem dacă nu e minus. Minus... Minus 6 ori minus 12, minus 72. N-avea să vreau să mai scriu plus minus. Da? Minus 72x, ca urmarea faptului că am minunat numitorul tot și îmi fac calculul. Plus 18, minuna. De acord? Da. Egal, egal cu 15 ori 5, 75. 75. 75 minus 45x. Corect. 45x. Da. Acum. Am minus în fața linii practic și am 6 ori 4, domnul profesor, acolo e 24, ca și cum ar fi 24. Sigur că la loc de... 6 ori 4, 24, ca și cum ar fi. Și a descurs. Minus 24. Minus 24. Deodată muncește. Minus 24. Vine minus 24. Acum le facem. Plus? 24 3x. Adică 72. 72. 72x. De-abia acum am terminat cu tot ce înseamnă un numitor, cu totul. Și acum începem să vorbim. Poftim. Este momentul acela care îl așteptăm. Ăla care nu ți-i clar ție. Ăia cu x. În ce parte vrei să-i duci? În partea stângă. În partea stângă. Hai să-i duci. Odată cu asta, ce se poate face? 60 minus 72. Cât dă? Minus 12. Minus 12 x, copii. Plus 20 plus... Minus 20 plus 18. Cât fac? Minus 2. Minus 2. Zi, Miruna.
egal cu 75-24. Nu. E 51. 51. 51. Minus 45x plus 72 e 72 minus 45. Semnul? Este plus. Plus? 27x. Ei, și acum, ia, vezi, unde e aici? Minus 12x minus 27x egal cu 51 plus 2. Corect. Acum cum ai înțeles? Păi am luat-o pe ghiciti. A, ai luat-o pe ghiciti, deci nu știi deci acolo? Deci, față e așa, minus 12x rămâne la el acasă. Minus 27x, nu am înțeles. Da. Egal cu, dacă aici am schimbat semnul la mi-ai schimbat. Minus 27x, de ce nu schimbăm și la minus 51? Pentru că el rămâne acasă. Rămâne acasă, mă. Rămâne acasă. Egal. Ce rămâne acolo, acolo în gheață. Minus 12 i-a schimbat? Nu. Nu i-a schimbat, nu acolo, acolo, în partea lui. Stângă. Deci cei care rămân în partea lor, îi lăsăm așa cu semnul lor. Da, 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 da. Și cei care le aducem peste gard, sărim gardul cu el, gata. Deci numai la ăia le schimbăm da. Semnul, mă, da. Minus 39x egal cu 53, de unde rezultă că x egal cu 53. Deci minus, cât 39. Ai? 39. 39x egal cu 53. Deci 53 supra... Minus egal cu 53 pe 39 cu minus în față. Minus 53 pe 39. Da? Minus îl pot pune față. Da. Minus 53 pe 39. Mai trebuie clar acum. Numai cu ăstea, numai cu minus 12 pe x minus... Hai mai numai. 3... pe lângă minus 7x plus 1 pe 2. Minus 4 pe lângă 5x minus 3 egal cu 2 pe lângă minus x plus 5 plus sau minus 3 pe lângă 2x minus 3 pe lângă 2x plus 1. Egal cu 2 pe lângă cât a scris 2 pe lângă 2x minus x plus 5 minus... Minus 21x. Așteaptă să zicem și noi. Eu. Tudor. Tudor, te rog. Minus 21x. Deci, minus echivalent, da? Minus 21x. Plus 3 pe 2. Plus 3 pe 2, da. Și nu crezi, nu te uiți la mine. Tu lucrezi, tu ești cu ochii, nu m-am crezut. Minus. Nu ridici capul drog, dacă ai ridicat, nu te mai pune. Minus 20x. Da. Plus 12. Așa. Egal cu 2x. Minus 2x. Da. Minus 10. De ce minus 10? E 2 ori 5. Am 2 cu plus? E 2 ori 5. 2 ori 5, atâta. Plus 10. Plus 10. Ce minus 6x. Da. Minus 6, minus 3. Minus 3. Bine. Echivalent. Minus 21x. Minus 21 și cu minus 20? A spus când e 2 ori. 1. Nu, minus 21. Minus 21 și minus 20? Minus 41. Minus 41. Atenție că sunt prieteni, sunt atunci, dar înseamnă că oricum comun. Minus 41. Minus 41x. Da? Plus 3 pe 2. Plus 3 pe 2. Și cu 12 ce facem? Aduci la aceeași numitor și facem? 24 cu 3. 27. Plus 27 pe 2. Rămâne. Pe 2. Așa. Egal cu... minus 2x, minus 6x, cât da? Minus... Prieteni sunt? 2, minus 6, minus 8. Minus 8x. Minus 8x. Plus... 10 scăzut 3? 10 minus 3, 7. Plus 7. Da. Echivalent cu... numitorul comun repede eliminăm. 2. Da. Amplificăm. Amplificăm. Cu 2. Cu 2. 41, minus 41x. Care nu.
Da, echivalent cu minus 82 x. Minus 82 x plus 27 egal cu minus 16 x plus 14. Adică? Trecem cu toți într-un singur membru. Minus 82 da, x minus 82 x plus 16. Plus 16 x egal cu? X egal cu 14. Da, rămâne așa. Minus 27. Minus 27. Echivalent cu? Valent cu minus 82 plus 16 minus 66. Minus 66. X. Minus 66. Minus 66 x. Este egal cu 14 minus 27 minus... minus 13. Minus 13. Și unde x egal cu? Egal cu minus 13 supra minus 66. Și este tot una cu 13 supra 66. Așa. Asta până la minuna? Nu hai să vedem, Mirona, hai să vedem din nou. Poate greșim și noi. Minus 41x plus 12. Plus? Plus 12. De ce plus 12? De acolo. Minus 41 x plus 12. Plus 3 pe 2. Dar minus 20 x să se adună la voi de voi. Păi am făcut minus 41. Minus 21 x minus 20 x. Da. Minus 41 x plus 12. Super. Plus 3 pe 2. Bun. Egal cu hai să vedem aici. 2 ori 12, Mirona. 24. Da, 24 plus 3, 27. Pe 2. Păi dacă am amplificat și minus 41... Păi nu l-am amplificat și minus 41. Eu aici... Atunci, dacă tu l-ai amplificat, trebuie să ai minus 82. Minus 81 x. Minus 82. Aha, minus 82 x plus 24 plus 3. Plus 24 și 24 plus 3. Fac 27. Da, egal cu minus 16 x plus 14. Minus 16 x plus 14, da. Deci minus 82 x plus 16 x egal cu 14 minus 24 minus 3. Minus 24 minus 3, minus 27, tot mai chinu minus 24 minus 3. Așa. Bun. Și 66 x. Minus 66 x. Minus 66 x. Egal cu 7. Deci 7. Păi 14 minus 24? 14 minus 24 face... 7. Minus 10. Minus 10 și minus 3? Minus 10 și minus 3, minus 13. Nu, ce-i zis după? Așa și eu. Acum ai fost modificat. Domn profesor, am și eu unul. Da, imediat acum. Deci, Miruna, ce se poate face fără? Minus 7, minus 24, minus 3. Minus 24, minus 3, tot ai greșit, ai tot dus până ca undeva să faci, zici, plus 3. Exact, și ai greșit. Și ai greșit. Fiindcă tu te-ai încăpățat să nu spui că faci minus 24, minus 3. Exact, opresc că e 51. Da, 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 da. Am o problemă.